prima dată în 3 ani o să reintru pe Omega. Sunt videogeatist aici. Sunt iubirea vieții tale. Cred că fiecare persoană din România sau din lumea asta a intrat o dată cel puțin cu prietenii sau cu frații pe Omega pentru amuzament și divertisment. E bine, eu m-am folosit de treaba asta făcând clipuri, dar sincer să fiu, după 3 ani de zile de neintrat pe Omega, gen, nici măcar nu am intrat off-camera 3 ani de zile pe Google-ul meu, n-ai mai văzut Omega. Pentru prima dată în 3 ani o să reintru pe Omega. Ca să vă arăt cu adevărat puternic, așa că chiar am mai intrat timp de 3 ani pe Omega, o să vă iau cu mine în bara de căutare de la Google și o să căutăm aici puternic să vedem noi dacă... Mamă, citați-vă și voi ce puternic. Mamă, 2022. Vă jur că n-am crezut vreodată că o să mai intru pe acest site. Oare cum o să reacționeze oamenii de pe Omega când o să-mi vadă mie fața pe acest site? Frate, pentru 100 de lei, fă-mă să râd. Pentru 100 de lei? Ceva, să-mi fie ceva, să fie ceva puternic. Să fie forță, să fie. De ce nu se iau pastile în Africa? De ce? Nu se iau pastile pe stomacul gol. Cred că mereu ți-ai dorit să joci jocuri pe propriul televizor fără să mai arunci o căruță de bani pe PlayStation-uri, Xbox-uri, chiar și PC-uri. Există un link special în descriere care te va duce către Boosteroid. Boosteroid oferă gratuit o consolă de gaming cât un stick capabil să-ți transforme monitorul sau televizorul obișnuit cu mufă HDMI într-un smart TV și suficient de puternic încât să-ți ruleze orice joc. BoostStation este livrată gratuit la abonamentul anual de 89,89 euro, care poate fi achiziționată din linkul din descriere. Trebuie să încerci. Antonio Pica, nu cred! Antonio? Nu cred. Uite, pentru tine îmi dau masca jos. Stai. Nu pot să cred că îți dai masca jos. Pe bune. Acum, în direct. Ia. Nu pot, pun-o la loc. Bună. Nu sunt Michael Jackson. Spuneți-mi o glumă bună și dacă mă faceți să râd, vă dau 100 de lei. Bag 1 milion. Deci dacă mă faceți să râd acum, vă bag 1 milion. Chiar nu știu, stai. Ce bărăți puternici. Da, ești sexy rău. Mulțumesc. Fiantă, vreți să vă zic o glumă și mi-o ziceți mie? De ce merg purcelușii cu capul în jos? Le e rușine că măsa e o scroafă. Bună! Bună! Bă, da? Faci live? Nu, nu fac live. Ok. Dacă îmi vei spune o glumă bună care să mă facă să râd puternic, îți jur că îți dau 100 de lei pe Revolut. Bine, stai. Deci când eram mică, aveam două pisici, da? Pe una o chema Florica și pe cealaltă Damea, da? Pe una o strigam Pis Florica, pe cealaltă cum o strigam? Zi cum o strigam, te rog! Nu, mulțumesc! Hai, dă-ne 1 milion, te rog! Dar n-am râs, trebuie să mă auzi cum fac. Ha. Vă mai dau o șansă, vă rog, vă mai dau o șansă. Nu vă bateți joc de șansa asta, hai, vă rog. Deci vă jur că n-am dat 1 milion la nimeni până acum seara asta. N-am mai intrat pe site-ul ăsta de 3 ani de zile. Și ce faci? Filmez. Ai zis că nu faci live. Ai zis că nu faci. Smash. Totally smash. Ce? Ce? Ce smash? Mă rog, ce faci? De ce toată lumea spune smash aici? Îți dau smash, na. Gen, dar nu, care e legătura, gen? E smash surprise, you know, de yes. Ce? Lasă-mă puțin, că ești pe Omega-ul ăsta, astăzi este seara de smash surprise? Mereu e smash surprise, e seara de smash surprise. Uite, Antonio! Cred că e ceva fake. E fake. Achiu! Se zice sănătate. Sănătate. Mulțumesc. Dă jos cagula! Stau vlogul din Băreasa, nu pădure. Dă jos cagula! De ce? Dă jos cagula! O dau, stai așa. Smash. Ce smash, mă? Smash. Și de la mine. Bă, voi sunteți cu volan pe dreapta, mă? Da, suntem volan. Bă,
frate, bă, trebuia să o faci pe asta după ce spuneam că îți dau 100 de lei dacă mă faci să râd, dar începem de acum. Frate, omul e de... omul e level 100. Anton, pică! Dacă mă faceți să râd, vă dau 100 de lei. Mamă, păi noi nu prea suntem amuzante. Îți zic numele meu întreg în arabă? Da, zic numele tău întreg în arabă. Leiana Khairi Mohamed Mahbub Mohamed bin Ahmed al-Aghbar. Trebuie să mă faci să râd, nu să mă impresionezi. Capitala Rusiei. 7 ori 8. 56. Antonio Pican. Nu! Nu, mi se pare, a? Poți să râd și îți dau 100 de lei puternici, dar te rog eu frumos, ești singura persoană care cred că chiar o să mă facă să râd. Te rog eu frumos să râd puternic. Mă lași, îmi lași timp de gândire? Vreo un minut gândire. Sau ceva? Stai că eu râd la gluma mea, stai un pic. Deci, știi gluma cu tripleții? Deci, era o mamă însărcinată cu tripleți. Ok. Și când era însărcinată... stai. Am pușcat-o de 3 ori. Cineva. Era să râd când te-ai încurcat, era mai amuzant, gen. Bă, da, bă, deci nu, gen, nu poți să-mi dai jumate dacă da, e... Cum să dau jumate dacă nici măcar n-am râd? Păi, gen, e cum ar veni jumate glumă, jumate... Mă, dar te auzi în microfon de parcă zici că vorbești așa. Hai, mai zi-mi o glumă, zi-mi, te rog eu frumos, mă, să râd. Zi-mi o glumă, că-ți bag un milion pe Revolut, dacă mă faci să râd puternic. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă. Dar tu ești streamăriță, cum te găsesc pe stream? Nu sunt streamăriță. Ce dume. Băi, mă las pe mine cu dume să mă arăt. Nu, eu sunt numai tiktokeriță în cască. Și gen... Sunt videogeatist aici. Și gen... Ce faci tu pe TikTok? Hai să ești tiktokeriță. Da. Prea mult strică, ți-am zis, nu, gen, e ceva mai așa, mai e ceva intim, mai alea. Nu vreau să intri. E ceva alea. Mai așa. Că... Faci OnlyFans? Nu, gen, a fost Sanchi, că n-am... Să zici, nu chiar. Păi nu chiar, gen, TikTok-ul a fost într-o ipostază mai așa, gen, și... Ok, mersi, mă, de tot. E ok. Bă, frățiorul, ție ți s-a... Ce? Jur, îți jur că ți s-a mutat tabloul din spate. Hai, lasă. Îți jur să... Deci aveai creștere de... Dar am niciun interes să te sperie. Îți jur că ți s-a mutat tabloul din spate. Eu sunt singur acasă, gata cu glumele. Nu mă interesează dacă crezi sau nu, dar am faza pe filmare. Pur și simplu fața din tabloul ăla din spatele tău și a schimbat... Ok, dacă tu așa faci când vezi o fantomă... Nu e ce trebuie. Deci eu îți jur oricum că... Da, gata, ok, gata, mi-a prins, stai că mă duc să-mi aprind un... Bine, te cred, gata, vreau să dorm în seara asta, gen... Gen, până îți dau de tine, eram așa, gen, super chill, gen, n-aveam niciun stres și acum parcă, gen, parcă s-a făcut zi. Te știu din 2018. Cine, da, pe cine știi din 2018? Pe mine? Eu nu te știu pe tine. Cum te cheamă? Riana. Da, nu te știu. Păi tu ai zis că mă știi pe mine. De unde și mă știi pe mine? De pe YouTube. Care YouTube? Da, lasă actoria, rămâi la cântat. Îți place cum cânt? Da. Tu semeni cu Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi pe Bagel, what? Ce univers trăi? Iuliana Beregoi! Ce faci, Iuliana? Ascultam complimente. Complimente, vai. Îți plac complimentele de la oamenii de pe Omegal? Da. Nu prea ce trebuie, sincer să fiu. Iuliana Beregoi, chiar nu mă așteptam să dau de Iuliana Beregoi pe Omegal. Iuliana! Dar cum stătea mai bine? Că ai zis că mă cunoșteai de mult. Cum stătea mai bine? Slab sau așa? Băi, nici chiar așa. Dacă stai așa... Păi da, nimeni nu stă așa și nimeni nu zice: bună, ce faci? Hai, zi-mi o glumă, Iuliana Beregoi, și îți dau, îți bag 100 de lei puternici rău de tot, haideți. Poți să-ți povestești ceva scurt? Bine, povestește-mi ceva, zic story time cu Iuliana Beregoi. Eram pe Omegle și am dat de un copil american și mă întreabă, era cu fratele lui, okay. Mă întreabă, nu e mai frumos? Și zic, gen, maică ta. Și face că mama noastră e moartă.
plot twist. Bună! Bună! Ce faci? Bine, uite, mă scarpin la cot. Tu poți să te scarpin la cot? Mie nu-mi ajunge mâna până la cot să mă scarpin. A, bă, da. Vrei să te ajut eu? Mulțumesc. Ce? Ai glumat? Ai glumat? Atunci dacă tu ești așa glumeat, să zi-mi o glumă și îți dau 100 de lei pe Revolut. Îți bag 100 de lei pe Revolut dacă zici o glumă puternică. Vreau mulțumesc. Smash. Ce smash? Smash. Păi frățioare, ce aveți mă toți cu smash-ul? Să moară Jackson? Nu știu, eu am intrat. Ți-am dat smash. Da, tu dai smash la toată lumea, gen? Nu. Da, ba da, dau la toată lumea, la toată lumea. Am zis să fiu drăguță și să-ți dau smash. Tu ce? Dar tu ce, joci vreun rol puternic? Te-ai îmbrăcat, zici că ești din ăla, personaj din ăla. Zici că faci roleplay, să mă să. Da, da, sunt iubirea vieții tale astăzi. Fiantă, dacă îmi zici o glumă puternică, dar puternică rău de tot, îți dau, îți bag 100 de lei. Zi-mi o glumă să mă faci să... Da, da, vezi da, cum să râd 100%. Să știi că sunt super amuzant. De obicei persoanele care spun că sunt amuzante nu sunt amuzante. De ce a trecut castravetele strada? Nu știu. Că era verde.